Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun tuturor bun venit în locașul acesta de închinare și frumoasă să fie această seară pe care oamenii din această parte de lume o numim convențional seara de ajun la sărbătoarea nașterii Domnului Hristos. Nu e nicio problemă că sună un telefon, dar pentru că sună, verificați-vă toți telefoanele ca să fie măcar puse pe modul silențios sau, dacă se poate, omorâte. Da. Trăim într-un secol foarte nebun și din cauza aceasta am luat și noi un pic din nebunia lui. Ne aducem cu toți aminte că atunci când în țara noastră sau în alte țări care sunt predominant cu obiceiuri creștine, este sărbătoarea Paștelor, după ce are loc evenimentul sau simularea evenimentului nașterii învierii Domnului Iisus Hristos, oamenii se salută între ei cu bineția Hristos a înviat și ceilalți răspund adevărat că a înviat. În ce măsură oamenii cred această binețe sau nu, este o problemă pe care trebuie să și-o rezolve fiecare. Ceea ce este important este că un număr semnificativ de oameni de pe planeta Pământ folosesc această binețe pentru a întări realitatea unui eveniment care a existat cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Unii dintre creștini au preluat sintagma aceasta și au adus-o și în jurul sărbătorii nașterii Domnului Hristos. Și se salută între ei, deși n-a devenit o binețe convențională, se salută între ei cu următoarea sintagmă. Iisus s-a născut. Și celălalt răspunde, adevărat, s-a născut. Permiteți-mi așadar ca în cadrul acestui joc de cuvinte să vă spun încă o dată, fiți bineveniți la această serbare a celor mai bătrâni oameni pe care îi avem în biserică. Dacă vă uitați la ei, arată ca niște moșneci și ca niște băbuțe, să-mi pun așa ochelarii, exact ca niște moșneci și mai băbuțe așa. Mai în spate încep să întinerească, dar ăștia de aici, de pe primul rând, sunt cei mai bătrâni. Le mulțumim că în seara aceasta, prin cântecele lor, vor să ne spună, într-un mod foarte frumos și laudativ, că s-a născut Domnul Iisus Hristos în vederea mântuirii noastre, în vederea iertării păcatelor noastre și în vederea instaurării unei odihne și a unei păci între cei care sunt plăcuți Lui. Așadar, prezența ta, stimate frate și soră, prezența ta, stimate domn și stimată doamnă, mi-aș dori ca să acrediteze dorința ta de a-i fi plăcut lui Dumnezeu. Situație în care există pace între tine și semenii tăi, între tine și Dumnezeu și, dacă nu este prea mult, între tine și inefabilul tău sufletesc. Cine dobândește aceste trei stări de pace este omul care își culege fericirea pe acest pământ. Dumnezeu să facă momentele acestea de seară să umple inima voastră și inima mea de tot ceea ce este ceresc. Amin. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt.
Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Între Dumnezeu și tine nu se află niciun om, niciun munte, nici o vale, nici o casă, nici un pom. Între Dumnezeu și tine nu sunt nici vorbe, nu sunt nici fapte, nu sunt nici piediși, nici urside, nici vise spulberate. Între Dumnezeu și tine se află doar inima ta, care pentru el o răspuns, ori nu, ori da. Pentru fiecare s-a sfârșit, vino Doamne-n slavă, aleluia!
Dacă astăzi urechea ta a auzit de Iisus, e ca și cum El s-a născut în inima ta. Chiar dacă nu în locul cel mai onorat, ci undeva într-o iesle, într-un ungher al conștiinței, totuși El s-a născut. Ai putea să-L alungi, să-L răstignești sau să-L urmărești ca Irod, dar ai putea să-I te închini ca un păstor, ca un mag înțelept. Poți să-L alegi chiar dacă nu înțelegi pe deplin. A-L iubi și a-L prețui înseamnă viață și speranță, lucruri atât de mult dorite sufletului tău. Amin. Oh,
Amin, amin. Când eram la școala de muzică și cântam în studiu, de câte ori greșeam, profesorul mă punea să-l mai cânt încă o dată. Și când reușeam să-l cânt fără greșeală, mă punea să-l mai cânt încă o dată, să vadă dacă nu cumva din greșeală n-am greșit. Așa că rog frumos ca de la solo Melissa să se mai cânte o dată această cântare, ca să vedem dacă ați cântat bine că știți sau din greșeală. O rugăm pe Melissa să ne mai cânte o dată solo și apoi cântarea până la capăt. Da? Mulțumim frumos! Hai să vedem! Cât mai gramnic cu dor te chem, ca păstorii moi în China. Te renaște asca în Betleem, prunc divin în inima mea. Aleluia, aleluia. Că nu știți despre ce este vorba. Oamenii de acolo se tot uitau cine cântă și nu vedeau cine. Și în timpul ăsta mă gândeam unde aș putea să mut amvonul, ca oamenii care cântă să fie văzuți. Nu mi-a venit o idee foarte bună, dar putea să tăiem peretele acela și acolo să facem locul de unde să fie corul, ca să vadă toată lumea. Spune tare cum te cheamă. Melissa. Și mai cum? Ludus Ananda. Ai de capul meu ce domnul meu. Și ce cântare ne-ai cântat? Din plămadă. Din plămadă. Bine tu. Mulțumim cu drag. Deci data viitoare sperăm să te putem pune undeva ca să te vadă toată lumea. Că s-au chinuit toți să te vadă și nu știa că cine ești. Mulțumim. Să mai cânt o dată. Iar, poți să cânti singur așa? Nu. Nu? În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava lui a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Amin.
proclamă cu al lor cânt, pace în cer și pe pământ. Voi, popoare, trezaltați și cu îngerii cântați, pentru omul păcătos s-a născut Iisus Hristos. Pentru omul păcătos s-a născut Iisus Hristos. Cel din veci cu Dumnezeu, prea mărit ca fiu al său, într-un staul stă înfășat, o cel lucru minunat. Bucurie proclamați pentru toți cei apăsați, s-a născut Emanuel, Dumnezeu cu noi e El. S-a născut Emanuel, Dumnezeu cu noi e El. Vă rugăm să cântați la ultima strofă împreună cu noi. Doamne, ție ne-nchinăm și-n credință te așteptăm, să te arăți ca împărat, ca să-ți iei al tău regat, să ne ajuți să biruim, să putem să te primim. Sleep in heavenly peace.
Spre Betleem treceau păstori și maci treceau grăbiți. În noaptea vremii pașilor se aud prea fericiți. Ei coborau la iesle cuprinși de un cântec sfânt, mărire-n celui Dumnezeu și pace pe pământ. Spre Betleem, spre ieslea ta, Iisuse, ne grăbim. Într-un același osana la noi să te primim. Și fruntea ni se pleacă și ruga prinde spor. Te naște noi Tu, Doamne, iar ne fi mântuitor. Amin. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost câștigarea cât mai multor cunoștințe, Dumnezeu ne-ar fi trimis un profesor. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi trimis un om de știință. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost banii, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost distracția, Dumnezeu ne-ar fi trimis un clovn.
Dar pentru că nevoia noastră cea mai mare este mântuirea, Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor. Amin. Thank you.
pe oricine întrebam, nu știa despre el unde-i dus. Și din zori în apus, tot mai mult îl strigam, mi-era dor, tare dor de Iisus. Să ne duc survive if we think we abide. 4, 3, 2, now 1.
Dragii mei, aceasta este seara Domnului Iisus Hristos. Unii spun că este seara lui Crăciun. Nu este a lui, ci este seara Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam săptămâna trecută că în ultima vreme, dacă observați, toate șlagărele retextualizate sau cele care sunt compuse noi, pun în prim plan termenul Crăciun. Și prin el pun în prim plan pe omul Crăciun. Tradiția spune că proprietarul care l-a primit în gazdă pe Iisus, pe Iosif și pe Maria ca să se nască Hristosul, îl chema Crăciun. Și spuneam săptămâna trecută, a fost un om foarte cum se cade, pentru că era destul de bogat. Și l-a primit pe Hristos în grajdi, nu în casă. Vă recomand vouă și prin voi, neamul acesta de oameni care vorbesc limba română, să scoateți din lexicul vostru termenul Crăciun și prin termenul acesta să-l scoateți și pe hainul Crăciun, care aflând că soția lui a primit-o pe Maria să nască în grajdi, i-a tăiat mâinile nevestei lui. Nu știm sigur dacă lucrul acesta s-a întâmplat sau nu, așa ne-a rămas din tradiție învățătura. Pentru aproximativ 4 minute câte mi-au mai rămas, ori 4 sau ori 10, aș dori să punctez câteva gânduri cu care să merg eu acasă și să mergeți și voi, pentru că nu știu cum e la voi în casă, dar știu cum e la mine în casă și abia aștept să văd cum e în casele celor la care le voi cânta în seara aceasta. Și nădăjduiesc că fiecare se va fi pregătit că trec pe acolo. Da. Și pentru ca să ne ducem cu un suflet bun și cu o deschidere bună și în același timp și onestă, aș dori să citesc câteva gânduri din Scriptură și să punctez ceva pentru sufletul meu și pentru sufletul vostru. În cartea Numeri, la capitolul 24, versetul 17, notează următoarele cuvinte care au fost puse pe buzele lui Balaam, fiul lui Beor, și apoi poruncite lui Moise să fie scrise în Scripturi, ca să rămână pentru mine și pentru voi. Scriptura spune așa, Numeri 24 cu 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un toiag de cârmuire se ridică din Israel și el, cel care răsare, străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Amin. Aceste gânduri puse pe buzele lui Balaam sunt câteva notări despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Măcar că am primit felicitări, măcar că am fost prin magazine și am văzut aranjamente din astea florale sau, mă rog,
picturale sau de alt ordin estetic și de fiecare dată vedeam o femeie tânără, un copil micuț, un bărbat și câte ceva în jurul lor, recapitulam în zona aceea intimă a meșteșugarului sau artistului care a făcut, recapitulam ideea nașterii lui Hristos. Dar aș vrea să rămâneți cu un scrisul acesta pe care îl spune Balaam. Îl vedem, dar nu acum. Dacă mergem spre casă cu un scrisul acesta, îl vedem, dar nu acum. Presupune că în inima mea și în inima ta nu va fi o sărbătoare ce trece odată cu dezlegarea bucatelor, ci va fi o sărbătoare care va poposi în inefabilul meu sufletesc, va poposi în inefabilul tău sufletesc și viața mea și viața ta se va schimba într-o sărbătoare care așteaptă să-L vadă pe Iisus Hristos. Amin! Amin. Textul continuă și zice: îl privesc, dar nu de aproape. De vreme încoace m-a binecuvântat Dumnezeu cu chestiile astea. Da. Ai putea să zici că e o parodie, cum să zici că te-a binecuvântat Dumnezeu cu ochelari, nu? Dar dacă nu mi-i dădea. De citit, mai citeam numai unde erau scrise cu fonturi de 24. Pe voi vă vedeam numai dacă vă așezam la un anumit loc exact. Așa vă văd, dar așa parcă plângeți voi sau plâng eu, nu știu, unul dintre noi plânge. Da? Și spune aici prorocul lui Dumnezeu, îl văd sau îl privesc, dar nu de aproape. Imediat se face o lună de zile de când în orice magazin intri, la orice radio îi dai drumul, oriunde te întorci, în stânga, în dreapta, prin auz percepi vederea lui Hristos. Și ți-o închipui în felul în care vrei tu. Dar privirea aceasta, spune prorocul, este una de departe, nu una de aproape. Pentru că diferența dintre cum mi-l închipui eu pe Hristos privindu-l de departe, diferența dintre cum ți-l închipui tu pe Hristos privindu-l de departe, cu privindu-l eu de aproape pe Iisus Hristos și privindu-l tu de aproape cu Iisus Hristos, este așa de diferită încât va produce chiar stare de șoc. Chiar stare de șoc. Pentru că nu va exista niciun fel de similitudine între așteptările mele și cum va fi El. Și nu va exista niciun fel de similitudine între așteptările tale și cum va fi El. Aș vrea în seara aceasta să mergem spre casă privindu-L de departe și așteptând surpriza sau șocul vederii Lui. Nu? Trei. Spune aici așa. O stea răsare din Iacob. Sigur că ne gândim, e vorba de steaua care a condus pe păstori spre staul? Această stea a răsărit din patriarhul Iacob? Sau ne gândim, e vorba de luceafărul de dimineață, Iisus Hristos, El a răsărit din patriarhul Iacob? Sau e vorba de steaua pe care și-o fac copiii, cu care vin ei cu steaua și ne cântă trei crai de la răsărit? Care stea a răsărit din Iacob?
și cu ce scop. Lăsând multe interpretări ale ideii, aș vrea să mă folosesc de una în seara aceasta. Au cântat acești copii și tineri minunați. Mulțumesc, dragii mei, cu toată reverența. Îmi pare rău că unii s-au retras. Nu știu dacă o să am posibilitatea să vă recompensez, dar mă voi strădui să recompensez efortul vostru de a fi cântat așa de frumos. Și bineînțeles, într-un mod mai interesant pe cei care s-au ocupat de voi. Da. Și am auzit și am văzut cumva în cuvintele lor și în dezmățul lor de a cânta pe Iisus, nu? Mă întreabă Denisa în camera mică, frate păstor, am voie să cânt cu, nu mai știu cum se numesc astea, nu știu, chestiile alea care sunau ca niște site stricate. Așa, dar cum să n-ai voie? Vai de mine, păcat că au fost așa de puține. Sigur, sunt unii care au probleme, Dumnezeu să ierte. Da. Unii sunt așa de pocăiți că le-ar interzice heruvimilor să cânte. Dar nu o să aibă ocazia nici să-i audă și nici să le interzică. Da. Mulțumesc că ați cântat așa de frumos. Spuneam că nu voi folosi paleta sau gama largă de idei care ar putea fi născute biblic din declarația o steară sare din Iacob. Dar aș vrea în seara aceasta, mergând spre casă, nevăzându-L acum pe Hristos, dar dorindu-vă să-L vedeți când vine, plecând în seara aceasta spre casă, neprivindu-L pe Hristos de aproape, dar privindu-L prin credință de departe, aș vrea ca fiecare din voi să fiți pentru seara aceasta o stea aprinsă din Patriarhul Iacob. Și oamenii care vă vor vedea mergând spre casă, dacă ar fi să se ia după voi, să ajungă la Iisus. Amin. 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 Nu stingeți steaua aceasta care s-a aprins în seara, care s-a aprins în seara aceasta în voi. Nu trageți sacul de câine pe peste ea prin comportamente nepotrivite, prin vorbe nepotrivite, prin crezuri aiurea, prin declarații necorespunzătoare. Lăsați steaua aceasta să fie văzută de cei din jurul vostru. Și dacă ar fi să se ia cineva după voi, să ajungă și la tortul din casa voastră, dar să ajungă prin voi la Iisus. Amin. Mi-au trecut cele 8 minute, mai 2 de prelungiri. 4. Zice cuvântul așa. Un toiag de cârmuire se ridică. Iubiții mei oameni, în orice grup de copii, dacă vă uitați atenți, veți vedea că există unul după care se iau ceilalți. Și te chinui să duci pe copilul tău într-un fel, dar copilul acela dintre copii după care se ia copilul tău are putere mai mare decât tine. Pentru că el a fost născut ca un copil după care să se ia ceilalți. Se fac la noi, nu bat niciun apropo, zic pe față, n-am fost niciodată de acord cu așa ceva, școli de lideri și toți părinții își iau copiii și își dau copiii pe câte o săptămână, pe câte două săptămâni ca să învețe cineva să fie lideri. Nu există nimic mai prost și mai nereușit decât să pui un copil sau un om care nu s-a născut
să fie lider. Învățați-vă copiii altceva, nu să fie lideri. Învățați-i să fie ce s-a născut. Când trebuia să facă Moise cortul și-o văzut zut, nu știu dacă știți că Dumnezeu i-a dat un plan, așa scris, cum ți-l da astăzi de la arhitect. Și când a văzut acolo câte sunt de făcut, l-a apucat tremolatul. Și zice, și cum îți fac eu chestiile astea? Stai liniștit, omule, zice Dumnezeu, du-te acasă la Bețaleel. Păi cine e ăla? Du-te tu acasă la el. Păi dar ăla nu-i nici arhitect, nu a făcut nici școală, nu știe nici cioplin, nu știe nici turat. Mă, du-te mă tu la el, că am pus în el duhul tuturor meșteșugurilor. Și dai planul și el face exact cum ți-am desenat în plan. Dacă ai arta să vezi în copilul tău ce a pus Dumnezeu, ai un copil mare. Dacă ai arta să bagi în copilul tău ce n-a pus Dumnezeu, ești un tată și o mamă împiedicați. Așa am fost eu. I-am dus pe copiii mei la școala de muzică să ajungă artist, că taică-s-o e artist. I-am pus să cânte la pian, de răsări capacele, teorie, solfege, toate, pai de capul meu. I-am învățat să citească, să scrie, să fie orator, să iasă vreo unul doctor, vreo unul pastor. Și părea că totul e în regulă, luau chiar note de 10. Și cum au scăpat de mine, au zis, să fii sănătos. Și s-a întors fiecare la ce a pus Dumnezeu în ei. Și amândoi sunt urbaniști, graficieni, designeri de ăștia cu clădiri. Dumnezeu să mă ierte că am fost așa de îngrămădit. Și dacă-ți mai fi vreunul, să fiți iertați și voi. Mă întorc aici înapoi și zice așa, un toiac. Aș vrea, dragul meu, să nu uiți că dacă în seara aceasta și aici, cumva Dumnezeu a recapitulat prin cântările acestor copii și a tinerilor, prin micile paranteze de cuvânt sau de poezie, dacă Dumnezeu a recapitulat cumva pe Hristos în voi, înseamnă că în drum spre casă ar trebui să vă dați seama că aveți între oameni rostul unui toiag. Rostul omului după care ar trebui să se ia ceilalți. Iar lucrul acesta ar trebui să te responsabilizeze în așa fel încât să nu se împlinească cu tine Scriptura care zice când un orb conduce un alt orb, se duc amândoi în groapă. Amin? Slușamen, s-a terminat, nu? Nu? Deci aș vrea să mergeți spre casă fiecare, mândri de a fi un toiac de cârmuire care să-i determine pe ceilalți oameni să-L găsească pe Hristos. Amin. Amin. Așadar, să aveți o seară de naștere a Domnului Iisus Hristos, ajun de naștere, nu de Crăciun. Dumnezeu să mă ierte și să vă ierte și pe voi. Nu o seară de Crăciun, o seară de nașterea Domnului. Am fost bineînțeles. Așa. Când o să ziceți în seara asta că e seara de Crăciun și vă aduceți aminte ce zic eu, o să ziceți, Doamne iartă-mă, puteți să vă faceți și cruce, dar să ziceți, Doamne iartă-mă. Da? Așa. Vă doresc să aveți o seară frumoasă de nașterea Domnului. Cu aceste câteva precizări, vă duceți acasă ca cei care așteptați să-L vedeți. Vă duceți acasă ca cei care îl priviți de departe. Vă duceți acasă ca cei ce împreună cu voi a răsărit o stea, încât dacă cineva s-ar lua după steaua aceasta, ar nimeri-o la Hristos. Și vă duceți acasă ca cei care v-ați născut să purtați un toiag despre care oamenii să știe că indică drumul corect. Așa să fie sărbătoarea acestei seri, așa să fie cântările voastre,
și bucuria acestei seri să se continue în casa voastră și prin casa voastră, în casa celorlalți și în casa mea. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Următoarea piesă este tot în limba lui Shakespeare, de aceea vă voi spune despre ce este vorba. Se bazează pe capitolul 13 din Ioan și mai ales pe versetul 34 din Ioan 13. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other. Story never ends. They pushed back from the table to listen to his voice, his secret plan before he had to go. It's not complicated, don't need a lot of rules. This is all you need to know. It's loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story never ends. Loving God, loving each other, making music with my friends,
my friends, loving God, loving each other.